Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. În această seară vom vorbi despre cazul tânărului Liviu Șoimu, un gălățean de 21 de ani care în urmă cu mai puțin de 6 luni a fost diagnosticat cu leucemie. Trebuie să-l ajutăm, are nevoie de o sumă mare de bani pentru a-i da o nouă șansă la viață. Așadar, îi spun bună seara domnului Silviu Șoimu, tatălui Liviu. Bună seara! Bună seara! Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la noi! Vă mulțumesc! Și îi spun de asemenea bună seara doamnei Mihaela Bălăoi, reprezentanta Asociației Umanitare Sabina. Bună seara! Bine ați venit de asemenea! O să încep discuția mea cu domnul Șoimu și spuneți-mi cum se simte Liviu acum. Liviu acum, tocmai în această dimineață, a fost internat la acea clinică din Milano și urmează, intru direct în subiect, urmează să îi se facă investigațiile în vederea aplicării tratamentului pentru boala pe care o are. Dar haideți să începem așa, de la începutul bolii. Când a început să se simtă rău? Primele simptome, dacă într-adevăr sunt primele, poate au fost și alte simptome mai devreme, dar noi nu le-am sesizat. Spre exemplu, acum un an a avut un vas de sânge la ochi spart, a avut roșiață la ochi și a fost la oftalmologie și a făcut și analizele atunci, care au ieșit bune. Dar e posibil ca un medic de specialitate să fie descoperit ceva în analizele lui la momentul respectiv. După alte două luni de zile, deci prin iunie, i s-au umflat ganglionii gâtului, astfel că am mers cu el la un medic orelist, unde i s-a recomandat un tratament. După 30 de zile de tratament, ganglionii nu s-au dus la loc deloc, nu s-au dezumflat deloc, și am ales soluția să mergem la un alt medic orelist din Galați. A primit și aici o nouă rețetă, un nou tratament și la fel, fără niciun rezultat. Nu a suspicionat nimeni că ar fi vorba despre o altă problemă mult mai gravă? La sfârșitul acestui tratament, celui de-al doilea, am fost direcționați să mergem să facem investigații pentru că ar fi suspect de cancer limfatic. Nu de leucemie, dar și acel cancer limfatic era o boală destul de gravă, la fel de gravă ca și leucemia. În acele momente am contactat un spital renumit din București, unde am fost acceptați repede și foarte repede ni s-a spus că nu este vorba despre cancer limfatic, este vorba despre leucemie. Și a și fost internat în spital. Aceasta se întâmpla pe 6 septembrie 2020. Bun, au urmat o serie de tratamente? Au început tratamentele, vreau să vă spun că încă din start, medicii de la acel spital ne-au asigurat că dacă tratamentul lor nu va da rezultate, ne vor ajuta și ne vor recomanda o altă clinică din străinătate, care consideră că au și alte metode mai noi. Da, a urmat o serie de tratamente cu citostatice. Nici eu nu mă pricep foarte mult la medicină, nu o să pot să vă dau în amănunt diverse detalii, e posibil să mai și greșesc cu anumiți termeni. Vă spun așa cum știu eu. Și acele tratamente, noi la început am crezut că el poate fi tratat și vindecat doar cu acele tratamente. Dar, de fapt, erau tratamente pregătitoare și tratamente de menținere pentru efectuarea unui transplant de măduvă. S-au făcut un număr de 3 serii de citostatice. Între timp am primit vestea bună că i s-a găsit și un donator pentru a-i se face transplantul de măduvă. Aici în România. Aici în România, da. Și a fost chiar programat pentru un transplant de măduvă în luna februarie, chiar mai devreme decât ne așteptam. Pe 24 februarie ar fi trebuit să aibă loc transplantul de măduvă. Ca să se poată efectua acel transplant, erau îndeplinite toate condițiile, urma ca Liviu să
își facă investigațiile toate să nu aibă infecții în organism, așa cum de altfel și la alte operații trebuie să îndeplinești condițiile și să îi scadă procentul de mlaști pe care le are acele celule rele din organism, localizate în sânge și în diverse erupții cutanate de pe corp. Deci aceste două condiții trebuiau îndeplinite. I s-a dat drumul acasă pentru o perioadă scurtă, i-am făcut investigațiile și ne-am dus cu 10 zile înainte să îi se iau o puncție în vederea să se vadă procentul de mlaș din măduvă. În acel moment, medicul și-a dat seama că boala i-a reapărut, procentul îi crește din nou și nu mai îndeplinea condițiile ca să îi se facă transplant. Ar fi fost un transplant nereușit din start, fără nicio speranță de vindecare. Și ni s-a propus să mai încerce o nouă ședință de citostatice, una și mai puternică. A început o ultimă ședință, care tratamentul efectiv dura 20 de zile, timp în care i-au dispărut acele erupții de pe piele, dar din momentul întreruperii am primit vești bune, ni s-a spus că Liviu a reacționat bine la tratament, că nu a avut reacții dure, că le-a suportat ușor și că i-au dispărut și acele leziuni, da. Dar după întreruperea tratamentului au apărut leziunile din nou, astfel că speranțele în vederea efectuării transplantului aici în România au picat de tot. Ni s-a recomandat o clinică din Italia, nu-i niciun secret, din Milano, o clinică particulară, pentru că se consideră că acolo ar avea șanse de vindecare. Acolo au mai fost direcționați și alți pacienți care au primit tratament la acest spital. De fapt, acolo am mai întâlnit un alt pacient din România care este în curs de tratament cu un avans de o lună jumate față de Liviu. De altfel, acolo se află și domnul Gafton, da. Un alt gălățean de al nostru care se află în suferință. Probabil că o să se întâlnească cu Liviu în zilele următoare. Acum este internat Liviu, era internat și domnul Gafton, dar ei foarte mult timp și îl vor petrece în hotel. Spre exemplu, Liviu acum am înțeles că va fi ținut în clinică 10 zile, după care va merge pentru tratament și se va întoarce la locul de cazare al lui, care se află la 2-3 minute de clinică. Pentru tratamentul lui Liviu și acest transplant este nevoie de o sumă foarte mare de bani. Cum ați aflat despre cazul lui Liviu, doamna Bălăoi, și vorbim despre ce sumă? Trebuie să se strângă în jur de 300.000 de euro. 300.000 de euro, în prima fază. Ceea ce înseamnă 1,5 milioane de lei. Cum ați aflat despre cazul lui Liviu? Eu mă cunosc cu părinții lui Liviu, în special cu mama. Cazul l-am discutat încă din septembrie anul trecut. Am vorbit personal la spitalul din București. Ei au optat să meargă în România, să facă tot ce e posibil în România. Acesta este și principiul Asociației Umanitare Sabina. Noi lucrăm în principal cu medicii din spitale și la indicațiile medicilor trimitem copiii în străinătate și doar în Uniunea Europeană. Era normal ca Liviu să facă acești pași ca să vadă dacă are șanse de vindecare în țară. Forma bolii lui Liviu este foarte, foarte agresivă și e o leucemie rară. Leucemie monoblastică, nu? Da. E extrem de agresivă.
sunt donatori... Are șanse foarte puține în țară de a se rezolva o astfel de leucemie, întrucât sunt probleme în sistemul sanitar românesc și știți și noastră ce probleme sunt. E vorba de un întreg sistem, nu e vorba de medici. Nu avem capacitățile necesare de a trata o astfel de formă agresivă a bolii. Dar nu ar fi putut să beneficieze de acel formular, să fie decontat costurile intervenției prin casa de asigurări de sănătate? Lume m-a întrebat de ce n-ar pleca Liviu prin formularul S2 sau prin fostul ordin 1011, actualul ordin 50. Formularul S2 presupune două condiții de bază. În primul rând, clinica la care merge Liviu din Uniunea Europeană să aibă contract cu Casa de Asigurări de Sănătate a statului respectiv, astfel încât se poată face decontarea între casele de asigurări. Și în al doilea rând, ca tratamentul sau intervenția chirurgicală, vorbim la modul general, la unui pacient care merge în Uniunea Europeană, trebuie să se afle în pachetul de servicii de bază al României, ceea ce nu întrunește, întrucât România la momentul actual nu poate face o mulțime din tratamente din străinătate. Deja se știe că nu sunt introduse în listele CSS-ului o grămadă de medicamente și în special care țin de chimioterapie, nu există în țară. Deci noi avem niște tratamente foarte, foarte învechite. Deci e o problemă a sistemului în general. Au început oamenii să doneze? Da. Campania a mers, din punctul meu de vedere, bine. Îmi doresc să meargă bine în continuare. E un target al meu să ajungem la acea sumă de 1,5 milioane de lei. Trebuie să le spunem telespectatorilor că nu înseamnă 300.000 de euro fix. Ar putea să fie și mai mult, să fie nevoie și de mai mulți bani sau de mai puțini, dar nu se știe, pentru că abia după transplant se va stabili cât, pe ce perioadă se va întinde tratamentul lui acolo în Italia. Deci nu se știe foarte clar, nu putem să vorbim despre o sumă fixă. Deci nu 300.000 de euro. Clar. Deci noi ce am putut face săptămâna trecută și a fost o reușită de campanie a fost să strângem banii pentru factura inițială de intrare a lui în acea clinică și care presupune luarea de la capăt cu toate analizele și toate investigațiile imagistice și inclusiv medicația pentru primele 20 și ceva de zile, urmând ca pe parcurs sumele să se suplimenteze până la concurența sumei de 300.000 de euro. Așadar, nu e un prag care trebuie să-l atingem mâine, dar politica pașilor mărunți e foarte bună în situația asta, întrucât piața de donatori reacționează și reacționează foarte bine și felicit pe gălățeni și în general pe români, că sunt apropiați de astfel de cazuri. Da, chiar vreau să vă întreb, cine sunt cei care donează? Sunt oameni simpli, sunt marile firme, sunt oameni de afaceri foarte potenți din punct de vedere financiar? Deci, eu i-am spus Aurorei, va trece printr-o perioadă a marilor decepții și a marilor surprize. Exact așa reacționează, cu mari surprize și mari decepții. Ai surprize din partea unor necunoscuți, surprize fabuloase, fantastice, și decepții din partea unora pe care i-ai considerat aproape. De fapt, asta presupune încercarea asta a trece prin cancer. Asta înseamnă o redimensionare și o restabilire a tuturor parametrilor în care tu te învârți, practic. Da, dar e o perioadă frumoasă. E o perioadă frumoasă pentru că și avem posibilitatea să vedem acea luminiță de la capătul tunelului și eu asta îmi doresc pentru toți copiii care trec prin asta și pentru părinții lor, ca în primul rând părintele să vadă
lumința de la capătul tunelului și chiar dacă nu o vede, să o simtă, să creadă că e acolo, pentru că automat el, având o relație energetică cu copilul, copilul devine pozitiv, se lucrează cu psihicul și toate lucrurile astea care se întâmplă, inclusiv faptul că reușim să achităm facturi, reușim să îl ducem acolo în condițiile în care statul român nu a reușit și nu va reuși pentru mulți ani de acum încolo, e un lucru miraculos. Câți bani s-au strâns până acum? Deci până vineri au fost 247.240 de lei strânși de către Asociația Umanitară Sabina. Conturile sunt mai multe. Eu le-am indicat tuturor persoanelor fizice să folosească conturile directe ale lui Liviu, întrucât mă ocup strict de partea de sponsorizări pentru a redirecționa cei 20% din impozitul pe profit sau venit. Pentru că e și sfârșit de... Da, e practic acum o campanie de redirecționare a sumelor de la stat către un caz umanitar, redirecționare permise de către legislația română. Păi și dacă tot am ajuns în acest punct, haideți să răspundem telespectatorilor ce trebuie să facă pentru nu vorbim despre donațiile simple, pentru că acolo se duc la bancă. Deci persoanele juridice care vor să ne ajute în această campanie să trimită un e-mail către office cu 2 de F @asociatiasabina.ro cu o cerere de contract de sponsorizare. Eu voi semna electronic, le voi trimite contractul, îl vor edita, îl vor ștampila, îl vor semna, mi-l vor trimite în formular PDF, eu îl voi semna electronic și îl vor avea acolo împreună cu ce acte mai necesită ei. Banii vor intra în cont și la sfârșitul fiecarei zile bancare suma va fi făcută publică pe pagina Asociației Umanitare Sabina, căreia vă invit să-i dați like. Ca să apară postările. Da, și like la postarea despre Liviu, ca să poată să fie tot timpul la curent cu suma strânsă în campanie. Domnul Șoimu, când ați vorbit cu Liviu ultima oară? Ultima oară am vorbit cu Liviu sâmbătă dimineață. Ce v-a spus? Cum l-a simțit? Pozitiv? Liviu este o persoană care nu spune prea multe, așa cum sunt tinerii din ziua de astăzi. Știți că sunt foarte închiși în ei, marea majoritate, nu toți. El și conștientizează pe perioada și boala prin care trece și probabil că nu vrea să împovăreze pe alții. Nu vrea să deranjeze prea mult. El așa a fost tot timpul, un copil care n-a vrut să deranjeze. În aceste 6 luni nu s-a plâns niciodată de nimic, nu s-a plâns de dureri, nu s-a plâns de faptul că stă în spital, nu s-a plâns de faptul că de multe ori trebuia să aștepte. Spre exemplu, am avut zile când știa că o zi înainte că a doua zi va fi externat, m-a rugat să mă duc mai dimineață, însemnând 9:30, că după ce pleacă medicul de la control, de la vizită, îi se va da drumul, și am stat până la 5 seara. Era, nu știu cum să-l întreb, mă gândeam că poate au uitat medicii că trebuie să-i dea drumul, dar el avea răbdare și îmi trimitea mesaj să mai am un pic de răbdare. De altfel și foile acelea de ieșire din spital cu care ieșea el erau foarte minuțioase și foarte complexe. Probabil că durau destul de mult și nici Liviu nu era singurul pacient care ieșea atunci din spital și lua mult timp aceste chestii. Iar Liviu nu se plângea niciodată și când mergeam ca să iau o puncție, stătea ore întregi, aștepta. O procedură de altfel și de durată și dureroasă și... Da, dar el niciodată nu s-a plâns că de ce îl mai ține, de ce... Durează, la fel, da. Eu de multe ori la internare eram în parcare cu bagajele și așteptam să-i facă la internarea. La un moment dat nu mai aveam răbdare și îl sunam, el avea mai multă răbdare decât mine și îmi spunea, mai durează tati, că acum aerisește camera, mi-o pregătește, și acum are multă răbdare. Dar nu înțelege de ce are această boală.
Da, e greu de răspuns la această întrebare. S-a făcut o campanie foarte amplă pe site-urile de socializare, s-a mobilizat toată lumea. Chiar dumneavoastră, doamna Bălăoi, ați fost cea care ați creat o pagină de Facebook, se numește Din Inimă pentru Liviu, da? Am văzut că sunt deja 3.000... Nu am creat-o eu, am creat-o mama lui. Mama lui, da? Dar, într-adevăr, am fost o mână de oameni cu spirit de inițiativă care am zis, băi, lăsăm totul și facem ce trebuie să facem ca să scoatem acest caz la lumină și e imposibil să nu reușim. Eu am experiențe precum Bacău, Bucureștiu, și știu ce înseamnă să reacționeze comunitatea. E ca un mare val așa care vine peste tine și te ridică pur și simplu. E cum minunat. Vi se pare că a reacționat lumea în acest caz? Foarte bine. Foarte bine. Da. Despre Liviu toată lumea a citit în ultima perioadă, cel puțin așa am aflat foarte mulți. Este un elev, a fost un elev eminent la Colegiul Național Vasile Alexandrii. Poate ne mai ajută domnul Șoimă. Am înțeles că a fost admis la o facultate din Anglia. Da, Liviu din clasa 5 a fost la Colegiul Național Vasile Alexandrii împreună cu un grup de colegi de la școala 13, deci are foarte mulți prieteni cu care a început clasa 1, unii chiar de la clasa pregătitoare. De la clasa pregătitoare, da. Și după care a terminat la Colegiul Național Vasile Alexandrii și așa cum marea majoritate a elevelor de la acest prestigios liceu au medii foarte bune, sunt elevi foarte buni, a fost admis la mai multe facultăți. El și-a dorit să meargă la Manchester, la psihologie. De fapt, visul lui era altul, dar noi i-am spus să mai aștepte. El voia să facă, s-a înscris la psihologie, el voia să facă cinematografie, voia să facă, dar i-am spus că să-și găsească ceva mai concret în prima fază, pentru că suna cam temător. Un copil creativ. Da. Lui îi plăcea să facă grafică, să picteze, să facă regii, scenarii și i-am spus că poate din anul 2-3 să meargă la altă secție. Bineînțeles că nu s-a simțit bine deloc, nu i-a plăcut ce și-a ales în final. În vară chiar i-am spus să renunțe la Manchester, fiind și foarte costisitor, și a intrat la buget la Universitatea din București, la limbă și literatură engleză, la fel urmând ca să meargă la București și să-și încerce talentul în cinematografie. Să-și urmeze visul. Dar el nu a renunțat și și-a trimis în continuare și în Olanda și în Manchester și deși intrase la București, el spunea totuși aș vrea să mă întorc la cinematografie în Manchester. Ce spune el despre toată această campanie care s-a făcut pentru strângerea de fonduri? Liviu a insistat cel mai mult să rămână în România în această perioadă. El nu, și cu două zile înainte de a pleca, el tot mai spera că se va vindeca în România. El nu a vrut să facem această campanie. Noi nu am făcut nici campanii pentru decât prin intermediul telefonului, prin apropiați. N-am făcut publică pentru donare de sânge și trombocite. Dar cu două, trei zile înainte i-am spus că noi declanșăm această campanie și că dacă vrea să trăiască, trebuie să o facem. Și atunci a zis, bine, faceți cum vreți voi. Eu îmi voi închide Facebook-ul, Instagram-ul și tot și nu urmărește nimic. Am vrut să-i transmitem măcar mesajul acelei colege, dacă ați văzut, Stefanie Ioan. Nu. Care a fost postat de pe Facebook și mi-a zis că nu vrea să știe nimic deocamdată. Îi trimit toți colegii încurajări, toți apropiați, dar chiar și cei care nu-l cunosc, îi trimit mesaje de încurajare. Dar până la sfârșit probabil că o să accepte, când o să înceapă să se simtă bine, o să accepte și să... O să accepte și să afle și să știe, să vadă, dar deocamdată nu vrea să știe prea multe. Ce v-a spus Liviu că vrea să facă după ce se va termina această perioadă? Sincer, înainte de
sunt foarte emoționat. Înainte de când trebuia să îi se facă transplantul, atunci a avut speranțele cele mai mari și voia să meargă în Finlanda să vadă aurora boreală, poate inspirat de numele mamei lui, da. Dar după aceea și-a pierdut. O să ajungă cu siguranță. Doamna Bălăoi, Asociația Umanitară Sabina nu s-a ocupat numai de acest caz, ci și de alte cazuri. Spuneți-ne puțin despre ce alte cazuri fericite v-ați mai ocupat și le-ați dus la sfârșit, să spunem că... Da. După câte știți, personal, noi ca asociație ne-am înființat dintr-un astfel de caz. Și cazul ăsta nu a însemnat că am urcat munți, ci că am ieșit din gropi. Și multă vreme m-am întrebat de ce mi se întâmplă mie, după care am început să mă obișnuiesc cu ideea și am zis, dom'le, asta e. N-ați mai pus întrebări, deci, ați căutat soluții. Da, asta sunt. Și am avut din 2017 până în 2021, cred că 20 de cazuri, foarte multe dintre ele, de fapt majoritatea, pe intervenții chirurgicale pe cancer osos. Lucrăm cu chirurgi din Italia care fac niște operații revoluționare, folosesc material uman și ne ocupăm de copii, în special de copiii defavorizați, să ajung acolo la intervenții și tratament. Și am ajuns și la Liviu. Cam asta e, nu pot să vă spun prea multe lucruri. Există site-ul www.asociatiasabina.ro, acolo există o secțiune cu cazuri individuale, puteți citi despre câteva cazuri în parte, nu am apucat să le scriu pe toate. Așa, lapidar. Revenind de la cazul lui Liviu, nu avem foarte mult timp la dispoziție, trebuie să strângem această sumă de bani, să se strângă această sumă de bani într-un timp relativ repede. Da. Haideți să facem un apel către cei care ne urmăresc acum să doneze fiecare cât poate. Ajutați-l pe Liviu pentru că este un caz salvabil și pentru că este un gest umanitar extraordinar și pentru că astfel de gesturi strâng comunitatea împreună. Ce-i transmiteți lui Liviu acum, dacă vă urmărește sau dacă v-ar urmări, domnule Șoimă? Dacă m-ar urmări, i-aș transmite să aibă multă încredere și în ultima săptămână am avut probabil cele mai mari emoții pozitive, pentru că am văzut că toată lumea, și cei care îl cunosc și cei care nu îl cunosc, deja îl iubesc și țin la el și doresc să se facă bine. Și s-au solidarizat. Este ceva extraordinar. Da, e o mișcare de solidaritate fantastică. Mai ales că trecem printr-o perioadă destul foarte de dificilă, da, generată de această pandemie grea. Și iată că foarte, nu ne-am pierdut umanitatea. Sunt convins că se vor strânge banii la timp. Și noi suntem convinși și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept aici noi și cu Liviu să ne povestească așa prin ce a trecut și cum își duce el visul mai departe, acel de a urma facultate de cursul de cinematografie. Și așadar, multă sănătate să-i transmite și din partea noastră, iar dumneavoastră, doamna Bălăoi, să rezolvați cât mai multe cazuri. Maxim două pe an. Cam atât pot. E foarte greu. E bine că salvați și doi copii pe an. Tot e important. Doamne ajută. Și să sperăm să fie cât mai puține cazuri. Cât mai puține cazuri și cât mai Din păcate, anul 2020 a fost un an îngrozitor. O explozie de cazuri de cancer, care mai urâte, pentru că această pandemie a îngrădit accesul la investigații, pentru că părinții au refuzat să ducă copiii la investigații și au stat cu ei acasă și stând cu ei acasă, cancerul nu iartă.
Da. Nu iartă și nu-l interesează pandemia. Încă o dată vă mulțumesc și vă transmit multă sănătate pentru Liviu și pentru... Mulțumim și dumneavoastră și băiețelului dumneavoastră să fie sănătos și fericit. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor.